27 iunie Taină a tainelor Și fără îndoială mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. 1 cu 3,16 Ce taina a tainelor! Este greu pentru rațiunea omului să înțeleagă majestatea Domnului Hristos, taina răscumpărării. Crucea aducătoare de rușine a fost ridicată, cuiele au fost bătute în mâinile și picioarele sale, și sulița cea crudă și-a tăiat drum spre inima sa. Prețul de răscumpărare a fost plătit pentru neamul omenesc. Răscumpărarea este o temă inepuizabilă, vrednică de contemplarea noastră cea mai atentă. Ea depășește înțelegerea celei mai adânci gândiri, limitele cele mai vii imaginații. Dacă Isus ar fi astăzi cu noi, ne-ar spune ceea ce a spus și ucenicilor săi. Mai am încă multe să vă spun, dar nu le puteți porta acum. Ioan 16 cu 12 Isus dorea mult să descopere minților ucenicilor săi adevăruri vii, profunde, însă înțelegerea lor pământească, întunecată, deficientă, făcea acest lucru imposibil. Lipsa creșterii spirituale închide ușa pentru razele bogate de lumină care vin de la Hristos. Cei care au lucrat cu hărnicie în minele cuvântului lui Dumnezeu și au descoperit zăcământul prețios din filoanele bogate ale adevărului, din tainele divine care au fost ascunse timp de veacuri, îl vor înălța pe Domnul Isus, sursa oricărui adevăr, Dând pe față în caracterele lor puterea sfințitoare a ceea ce cred ei. Isus și harul său trebuie depus în sanctuarul interior al Sufletului. Atunci El se va descoperi în cuvinte, în rugăciune, în predică, în prezentarea adevărului sacru. Taina crucii explică toate celelalte taine, în lumina care izvorăște de pe Calvar, atributele lui Dumnezeu, care ne umpluse de teamă și de groază apar frumoase și atrăgătoare. Mila, bunătatea și dragostea părintească se văd unite cu sfințenia, dreptatea și puterea. Când privim maestatea pe tronul său, înalțat și onorat, îi vedem caracterul în manifestările lui iubitoare și înțelegem, ca niciodată mai înainte, însemnătatea acelui titlu scump, Tatăl nostru.